În 2014 a fost prevăzută suma de 12 milioane de lei pentru analize PET-CT pentru 3.000 de pacienți care vor fi realizate de 5 furnizori privați. Potrivit ministrului Nicolae Bănicioiu, peste 8.000 de paciente care au fost operate de cancer la sân vor putea beneficia gratuit de proteze mamare printr-un program în premieră al Ministerului Sănătății, pentru care sunt alocați în 2014 2,5 milioane de lei. La ora actuală, lista de așteptare pentru medicamente scumpe cuprinde 570 de pacienți dar termenul de așteptare este de una-două luni. În Gorj, 7.000 de bolnavi de cancer erau luați în evidența medicilor în luna aprilie.